astăzi subiecte extraordinare, după cum ați văzut. Deci am văzut niște filmări. Cum să vă spun așa, cum mai spun băieții în cartier, mi-a căzut capul, Morise. Corect. Să vezi și tu, deci noi avem senzația că trăim periculos. Să-l vezi pe Cătălin Botezatul, să vezi niște filmări acum. Băi, ceva senzațional. Păi am și piesa lui preferată, pregătită aici. Mi se pare corect. Cătălin trebuie să fie alături de noi acum, printr-o legătură video, tocmai în Dubai. Împreună cu Clara, vă pupăm frumoșilor. Arăta superb. Venim la cadouri și vineri. Așa, la cadouri, vă rog frumos, să nu lipsească niciun copil. Ce căutați voi de atâta vreme în Dubai? Vreau și eu să știu, că nu mai pot. Am venit la invitația familiei regale din Ras Al Khaim. Am fost la Waldorf Astoria. Acum suntem în mijlocul deșertului, la Ritzul din deșert. Stai să spunem că suntem în același hotel cu Nicole Scherzinger, așa că... Da, care a venit la o nuntă într-o seară, am prins o lift și noi. Micul dejun și cina cu ea, dar asta e nouă, că am prea mult în seamă, că e bărbasă foarte gelos. Da. Bună! Auzi, Cătălin, te rog frumos să o pup pe Nicole Scherzinger din partea noastră, dar să o pup cum știi tu. Apăsat, așa. Da? Se rezolvă. Foarte și frumos. Dacă astăzi am fost să căutăm perle în mijlocul unui oraș extraordinar în care se află căutătorii de perle din această regiune, din Emiratul Rac, ei bine, alaltă ieri am fost la Jebel Jais cu subsemnatul. Eu am avut curaj să mă dau... Eu nu am mai avut curaj, decât am fost în grupul de susținători. I-a filmat. Da, să știți că este cea mai lungă, cea mai periculoasă, la cea mai înaltă altitudine tiroliană din lume. Așa că am făcut-o și pasul. Cătălin, noi o să vedem imaginile pentru că ai avut gentileța să ni le dai, dar eu vreau să te întreb lucrul următor. Mă, Cătăline, tu ești un om care a văzut foarte multe în viață. Ai văzut moartea cu ochii, o dată pe patul de spital, o dată în alte situații, ai inima destul de delicată. Asta îți mai trebuie, nene, cea mai periculoasă tiroliană din lume? Păi nu ai înțeles, a fost singurul care a vrut să se dea din tot grupul. Din toți șapte câți ne-am înscris în grup, el a fost singurul care a vrut să ne convingă pe toți să ne dăm și singurul care s-a pus primul să se dea acolo. Păi de ce? Zic, Cătăline. Să trăiești clipa. Asta e ideea, să trăiești clipa la maxim ca și cum ar fi ultima. Păi de ce să nu fac și pe asta dacă aici, numai aici în Emirate, există această tiroliană? E o atracție unică, vin din toată lumea să se dea pe această tiroliană. Pentru că auziți? Cea mai înaltă, cea mai lungă, este ceva fantastic. Acum imaginile, Cătălin, avem imaginile, v-au legat în niște chingi neică și v-au dat drumul cu capul înainte, nu? Dar ce este cel mai tare este că Jebel Jais este o chestie unică în Emiratele Arabe. Gândește-te că de la 27 de grade la plajă, de unde veneam, am urcat la 1400 de metri și am ajuns la 10 grade, un fric cumplit. Unde ne-a înghețat nasul. Vă așteptăm la București, puiilor, să vedeți ăla frig. Da, Cătălin, vreau să vorbesc acum numai cu tine. Mă uit la aceste imagini, îmi fac o cruce mare, îl chem și pe părinte vineri când sunt cadourile. Explică-mi și mie, ce senzație ai avut când te-ai dat în această bâzdăganie? Păi, în primul rând, am încercat să conving lumea. N-au vrut. În afară de soțul Clare, n-a vrut nimeni. Și el mi-a spus, bă, dacă te dai, tu mă dau și eu. Dacă tu cu alte operații te dai, te dai. E, când am ajuns acolo sus, că, pentru că treci de la un punct și ajungi și mai sus. Și când vezi tot hăul ăla și începi să te lege cu hamul și mai ales că nu mergi normal pe tirerea, mergi pe burtă, cu totul în față. Adică... E o senzație, dar eu am mai făcut de-asta tiroliană prin junglă, prin tot felul, prin Amazon, peste tot și am zis, bă, trebuie să o fac și pe asta. Dacă e o noutate în toată lumea, repet, este unică în lume, de ce n-ar face-o deci, și potezat? Cătălin, cât de lungă e tiroliana asta? Să nu mor prost. Cât de lungă este? Deci faci în jur de 6 km, poate mai mult, și se merge cu 180 de km la oră, viteză. Eu te-am mai întrebat odată, ce simți că te văd acum când mergeai cu ea, se vede viteza? Explică și mie, ce e, adică ce mai e în mintea, în sufletul, în capul tău? Ce este? Păi nimic, am vrut să urlu la un moment dat sau să fix, să fac așa filmarea mai bună. Când am deschis gura, mi-a făcut și-o totul, că și cum eram în spațiu. Deci simți că n-ai aer, mi-am reglat respirația, mi-am dat seama că nu pot respira pe gură pentru că n-ai cum, doar pe nas și cu capul în jos. Aveam oricum GoPro-ul care
filma și oricum toată splendoarea este ceea ce vezi în jos, în acel hău. Când traversezi toți munții aia de la un capăt la altul, este unic. Adrenalina maximă. Vă recomand. Foarte adevărat. Clara, explică-mi și mie. Știe bărbatul tău? Auzi, dar bărbatul tău cum s-a băgat în chestia? Nu i-ai spus, bă, avem copil de crescut. Tu ești în toate ale tale, Cătălin e liber. Copiii lui sunt mari, gadicile îl așteaptă. Eu nu am un soț, eu am doi băieți acasă, doi copii. Numai că pe Alex nu l-am lăsat să se dea, pentru că și-o am rămas că el era fiert să se dea și el micuțul. Deci eu am doi aventuroși acasă, inițial când au ajuns la cel mai înalt punct. Și trebuie să spun ceva, ceea ce Cătălin nu a spus. Pe la kilometru 45 te mai oprești într-un hău, într-o chestie care are o podea transparentă. Și te mai oprești, după care continui și te dai în continuare. Deci, practic, pe o altă tiroliană. Sunt două tiroliene, da. Cea mai, într-adevăr, spectaculos că te oprești deasupra hăului, pe o chestie, pe o platformă și de acolo pornești din nou. E unic, oricum e unic. Oricum, au venit super încântat și nu au mai prins loc să se dea, pentru că tiroliana este fully booked până în ianuarie la sfârșit. Mamă, nene, da, de ce? Nu se ne mai dăm o dată, dar nu s-a putut. Ca românul, hai să mai facem o tură. Nu s-a mai putut. Excepțional. Băi, îmi dau seama cât de tare este. Știi cum e din chestia aia? Promit să nu mai fac. Dar, Cătălin, asta este cea mai tare senzație extremă pe care ai avut-o sau ai mai făcut vreuna de asta? Nu, a fost, de exemplu, când am mers cu balonul deasupra Cambodgiei, deasupra templului Angkor Wat, am fost încă în junglă, tot în Cambodgia, unde efectiv am urcat pe cărarea aceea, care ducea în vârful muntelui și am urcat alături de oameni care aveau puși, pentru că de jur împrejur, pe semnătură propriu, sunt tigri. Deci am mai încercat tot felul de senzații în această parte. Sau cu caiac, canu pe Amazon, când am mers la șamani. Dar asta este altceva. Da, e foarte tare. Povestiți-mi și mie ce ați făcut acolo. Am înțeles, v-au invitat oficialitățile. Ați fost în diverse hoteluri scumpe, al căror nume îl putem da, pentru că nu există în România, deci nu e reclamă mascată. Păi da, de exemplu, uite, acum suntem la Ritz, un Ritz care se află în mijlocul deșertului. Eu am mai văzut odată, am zis că trebuie să mergem la Ritz ăsta, pentru că știi ce este spectaculos aici? Of, Doamne! Toate sunt numai niște bungalouri, ca niște corturi de lux, de un lux orbitor, cu piscine, cu Infinity Pools, când ieși afară vezi deșerturi și de jur împrejur numai animale, în sensul că sunt toate tipurile de gazele, vulpi, ca și cum ai fi într-o safari. Cel este că am ajuns în toate aceste locații și cu un scop. Pentru că anul trecut ne propusesem, de fapt acum 2 ani ne propusesem să deschidem 3 magazine multi-brand pentru designerii români, iar acum am deschis discuțiile pentru Emiratul Arab și mâine, ne întoarcem în Dubai pentru a continua discuțiile pentru Dubai. Am văzut locații, am văzut spații și continuăm munca noastră cu Federația Română, împletind lucrurile... Băi, mai Cătăline. Puțin plăcute cu cele foarte plăcute. Băi, plăcerea cu... Eu acum văd, Cătălin, era într-o cămașă cu Cătălin. Mâine principalul nostru obiectiv, mâine seara, suntem la materiale amândoi, deci nu mai puteam intra în direct cu tine, că nu te mai înțelegeai cu noi, mâine ne gătești certați. Cătăline, mă uit acum, am imagini cu tine, intrând în cameră, o cameră care era cu niște pene, niște așa pe ușă. Asta este în deșert. Asta este sărăcia mea de apartament de la Waldorf Astoria. Are 450 de metri pătrați. O sărăcie. Fantastic. Întorci mașina în el. Vai, glumesc, de Waldorf Astoria este super. Face parte din lanțul Waldorf Astoria. Am niște amintiri plăcute, pentru că acolo am făcut 10 de prezentări la New York. Mă refer la Waldorf din New York. Iar aici este senzațional. Arată la fel, arată ca un castel, în niște camere extraordinare. Și să nu credeți că numai eu pot să merg acolo. Pot merge și turiștii normal, pentru că sunt prețuri accesibile. Da, sunt suite și suite, dar sunt prețuri accesibile și mai ales sunt, uite cum a venit Clara, pentru family. Extraordinar recomandat pentru family și cum e cu cuvântul român, trebuie să spunem că e all-inclusive. Asta e important. Nu cred că e chiar ca la all-inclusive la Mamaia, dacă mă întreb, dar e ceva cum ar fi. Deci poți să întorci și mai bag un apartamentul ăla. Cam frumos, ce să spun? După posibilități. Adevărul că nu mai bag
numai mai și mașini în alea roșii sunt parcate afară, dar asta e, ți-am spus, sărăcie. Da, 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 chiar, da, amărăciune mare. Dragii mei, deci, vreau să te întreb ceva, Cătălin. Pentru că lumea a avut o ultimă informație din zona Emiratelor cu tine, în momentul în care erai lângă Ana Maria Prodan și multă lume a luat în glumă ideea că Ana Maria Prodan ar fi pariat 500.000 de dolari pe victoria lui Lewis Hamilton, adică i-a și pierdut, că a câștigat Verstappen. Spune-mi dacă, dacă a fost una cum face Ana noastră, nu e nicio problemă. Dar dacă ai văzut tu banii aia cum se duc, simt că mă ia cu junghi. Nu, totul, da, e vorba de Formula 1 de la Abu Dhabi. Nu, a fost o glumă, chiar eu am zis, hai să facem o glumă. Hai să zic că ai pariat 500.000 de euro și ai zis nebun. Clar, dacă să vedem ce o să zică. Și uite că lumea... A mâncat tot românește spus, a mâncat-o. A mâncat-o toată cu... Da, cu morcov, cu iepure, cu tot a mâncat-o. Senzațional. Cătălin. Mai trebuia o știre, nu? Așa. Și atunci am dat o știre. Cătălin, nu de alta, dar când am văzut-o pe Ana lângă tine, mă și gândeam, zic, ia uite bă, că Ana și-a găsit fericirea alături de cel mai râvnit bărbat din România. Suntem prieteni. Orice e posibil, suntem prieteni de atâția ani încât, why not, dar nu, o iubesc pe Ana mea cu prietenă bună, așa că nu se poate și respect și părăghe, așa că n-aș face de asta. Gândește-te că acum două Crăciunuri eram alături de ei, acolo, la ei acasă, noi doi. Exact, tocmai de aceea nu trebuie să ne băgăm, asta este, fiecare cu viața lui, îi iubim pe amândoi separat, dacă asta e viața. Auzi, explică-mi și mie, câte etaje are apartamentul ăsta în care stai tu? Cam senzația că e un fel de viloi într-un hotel, așa. Urci pe niște scări, te duci... Este un penthouse pe trei etaje și, ți-am zis, este chiar în tower, se numește, pentru care mai multe aripi, în towerul de la Waldorf Astoria. Deci are trei etaje la ultimele 18 etaje. Da. Clara, Cătălin, cât mai stați acolo ca să știu... Când ne hotărâm și noi să... Adică dacă ne hotărâm și noi să venim sau să stăm pe acasă, aferent. În vacanță, așa, de două, trei luni. Acolo într-adevăr, acolo intră toți oamenii din studioul nostru să doarmă și chemăm și televiziunea de alături. Zi! Așa este. Să știi că am aranjat o dată viitoare să luăm și televiziune, așa că never say never, următoarele locațiile... vom promova și le vom arăta, pentru că asta și facem, arătăm oamenii să vină pentru că sunt accesibile, împreună cu televiziune, de ce nu? Uite, vino și tu! Vin, tatăl, să-mi vin eu. Pe Dana. Dar tu știi că eu când mă bag câte un proiect de ăsta, cum spune băiatul ăla... Zi, Clara, te ascult. Ideea este că de Crăciun venim acasă, după care ne gândim să plecăm din nou. Unde? E numai pe drumul, fata asta. Tu? Unde mai plecați, frate? Eu plec la Mary, la pensiunea mai, că acolo fac cel mai mișto Crăciun. Așa? După care, nu știu, Clara mănâncă sarmalele acasă și promul plecăm de Lemelion. Am zis să mergem în Maldive data asta, pe Cilean. Maldive, da. Am auzit că e județul Maldive. Județul Maldive. Da, exact. E o situație în Maldive, acolo și acolo. Da, e foarte frumos. Dacă s-a închis Austria, ce să facem? Da, ai și tu dreptate. Austriecii ăștia ce-o fi în capul lor de s-au închis taman acum? Bântuie Omicronul și la noi s-au închis vămile că oamenii nu vor să se vaccineze. Mai bine că sunteți acolo, că dacă ați vedea știrile de astăzi de în România, v-ați întreba de ce nu v-ați luat câteva zile în plus. Crede-mă, deci este un balamuc total. Dar altfel... Să știi că ne-am gândit și la asta. Ne-am gândit să rămânem și de Crăciun, dar... Totuși, parcă Crăciunul e frumos în România, alături de oamenii noștri, de părinții noștri, de familia noastră și de bucatele noastre bune. Dar ne-am gândit la varianta asta. Da. Când te referi la bucate bune, te referi la fete de 20 de ani sau la piftie și sarmale? La bucăți și la bucate. Așa. Da, e bine și așa. Așa. Cătălin, Clara, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste secvențe care sunt absolut de vis. Aș vrea în încheiere să-mi transmiteți un mesaj pentru toți oamenii dragi vouă și dragi nouă, pentru toți românii, pentru că nu știu dacă ne mai vedem până anul viitor, când, după cum știți, vă aștept aici în studio cu covorul roșu pregătit. Hai, Clara!
Păi, Cristi, pentru tine, pentru Tudor, pentru toată echipa voastră, pentru toți telespectatorii Prima TV, vă dorim un Crăciun fericit, sărbători cu liniște, sărbători cu pace, sărbători cu multă lumină în suflet, multă sănătate, pentru că asta a devenit prioritatea noastră în ultimii ani, mult spor și să ne meargă toate minunat. Iarna nu este ca vara, dar câteodată poți să aduci vara în plină Crăciun. Vă pupăm, vă îmbrățișăm cu drag și să sperăm că ne vedem în anul următor la toate târgurile internaționale. Unde ne veți găsi din nou împreună? Iar eu vă spun multă, multă sănătate, să aveți un an nou fără probleme și ție îți doresc cele mai frumoase emisiuni ever, pentru că întotdeauna am participat cu mare drag ori în platou, ori că eram cine știe ce colț al lumii la emisiunile tale. La mulți ani, la mulți ani, Prima TV! Mulțumesc foarte mult, Cătălin! Clara, vă mulțumesc foarte mult pentru că am călătorit cu voi într-un loc cu adevărat superb. Nu vă doresc decât multă sănătate și liniște ca să faceți tot ceea ce vă doriți. Mulțumim foarte mult! Doamne ajută! Clara și Cătălin, tocmai din paradis, doamne!